Aș dori să fim siguri de lucrul acesta că atunci când El ne-a mântuit și ne-a chemat la El, nimeni nu ne poate despărți de El. Amin. Dar există totuși un lucru care te poate despărți și lucrul acela este inima ta. Inima mea mă poate despărți. Noi, prin atitudinea noastră omenească, nu putem pretinde că suntem buni, decât că suntem, cum ne-a numit El, voi cei răi. Domnul să ne binecuvinteze pe noi cei răi în seara aceasta, că am venit înaintea Lui și vrem să ne transforme, vrem să ne mântuiască și să ne schimbă viețile. În această, după masă, după ce voi citi doar trei versete din Tit, vreau cu toții să chemăm prezența Domnului și să se lăsăm pe robii Domnului să slujească în această dupămasă și să ne rugăm Domnului ca Domnul să iei în mâinile Lui și să-i folosească din plin. Domnul să binecuvinteze pe toți acei care slujesc cu bucurie pe Domnul. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți cu toți închidem ochii și chemăm prezența Domnului în această dupămasă peste noi și peste robii Lui. Amin. Amin.